Salutare, prieteni! Ne aflăm în pădurea Borcutului, undeva în zona mufetelor 3 și 8. Aici, anul trecut, împreună cu prietenii mei, Davi și Cifi, am făcut prima acțiune de ecologizare, de curățare a zonei. Am început în zona de jos a pădurii, dar după cum o să vedeți în filmuleț și în imaginele ce vor urma, situația este mult mai gravă decât ar putea o soluționa trei oameni. Efortul nostru nu a fost în zadar, trei oameni am reușit să strângem către 40 de saci de gunoi aruncate aiurea prin pădure. Cred că 20 de oameni am putea face mult mai multe. Nu trebuie neapărat să fim o super echipă. Vom fi o super echipă având în vedere sentimentul pe care vă asigur eu că o să-l aveți după ce vom vedea acest loc frumos, curat și, nu în ultimul rând, flora și fauna care există în această pădure, cred că merită o șansă din partea noastră și nu este un efort pe care nu am putea să-l facem. Momentan dispunem de câteva consumabile pe care le-am obținut prin donările unor ONG-uri cu care noi am mai colaborat. Așteptăm donații, așteptăm voluntari, orice gest este binevenit. Vom încerca să luăm legătura și cu autoritățile, să ne sprijine pentru ridicarea gunoaielor, pentru orice alt tip de consumabile care vor fi nevoie pentru o asemenea acțiune. Vă așteptăm cu drag, natura ne așteaptă și vă promit o zi deosebită. Evenimentul va avea loc, sau cel puțin vom încerca să-l organizăm cu o săptămână înainte de Paști, undeva într-o sâmbătă, să fie bine pentru cât mai multă lume, având în vedere că multă lume poate lucrează sau este la școală. Dacă apar alte date care vor schimba problema, să zic, să luăm în considerare vremea sau alți factori, vom posta și pe Facebook și pe pagina evenimentului. Sunt Anca Telcean și împreună vă așteptăm să ne arătăm respectul pentru viață și respectul pentru natură.